Veniți puțin până afară. Da, imediat. Dom'le, dar nu vă e fric? Cum? Nu e nicio problemă. Plapul mi-e sunt, relaxit de desubt sunt. Și de unde aveți altele alea? Găsite, da? În oraș. Da? Găsite în oraș și nu aruncă orășenii. Da. După cum știți, jandarmeria are în atenție și astfel de persoane. V-am adus ceva de mâncare, un ceai călduț, da? Vă mulțumesc, pot să zic că e mâncare. Avem. V-am adus să mai locuiți cu cineva? Nu, singur, am mai avut un prieten, dar... Da, băgați-le la dumneavoastră acolo, băgați-le jos acolo, nu? Nu, că nu pot să le las înăuntru. Nu? Dar unde le lăsați? Nu, în pom, aici sus în pom, am să le pun într-o sacoare. Și nu le ia nimeni din pom de acolo? Nu o să bagă nimeni, nu vine nici... Nici. Aici, stați așa, mai un pic. Să iau o sacoare. Deci e un pom de căței. S-au învățat și mi-intră înăuntru. Că plec eu, mai plec și eu. Pune-ți-le aici. Așa, și le așeze după aia, nu e problemă. Dă-mi le tu până. Niște conserve. Da? Mult, da? Să mâncați salam. Mâncare. Dar noi de ce am venit mai mult? Vă propunem să vă ducem la un adăpost social al primăriei. Nu. Autoritățile locale ne sprijină. Vă ducem până acolo. Aveți cald, un pat. Nu, am spus anul trecut. Să treceți, să treceți iarna asta măcar. Nu, am pisicii care i-am înăuntru, am cățeluși, am niște lucruri pe aici. Nu. Noaptea nu vă e frig, nu acuzați nimic? Nu, nimic, plapul mi, v-am spus, relaxii de subt. Stau încă, am avut ieri, spre exemplu, ieri doar am ieșit, mi-am făcut nevoia, ca să zic așa, și intru înăuntru și stau liniștit. Mâncare este, uitați, se vede, sacoșe, sacoșe, sacoșe peste tot. Am văzut, am văzut că aveți sacoșe. Aveți. Eu mi-am adus de toate pentru iarnă. Poate să țină și o lună de zile. Noi chemăm o ambulanță, vine, vorbește cu dumneavoastră, vede o tensiune, vă consultă și în cazul în care totuși aveți o problemă, știți unde este postul de jandarmerie? Da, bineînțeles, dar cum? Dar nu e în stațiune? Da, știți, nu? Dar cum? Dar nu colaborăm unii cu alții? Cum se poate? Dar șase vară, șase toamnă, șase primăvară. Deci vă au în atenție, nu, colegii jandarmi? Da, corect, dar cum? Da? Dar n-au fost și sâmbătă seara au venit. Îmi pare bine să aud asta, tot dar... așa m-au rugat și le-am spus, nu vă supărați, știți prea bine, că nu părăsesc, eu nu părăsesc cuibul pentru nimic. Vai de capul meu.